Am găsit la Agricultura cu un milion de fețe zi importantă astăzi și alocăm o parte din emisiune subiectului bugetul pe anul viitor. Ne privește pe toți, e foarte important. Se împart banii, e adevărat că deocamdată sunt bani virtuale, pentru că ei nu există în conturi, așteptăm să încheiem bugetul pe anul acesta, dar există vești foarte bune. La anul ar trebui să avem un produs intern brut, adică atâta producem noi într-un an, asta e valoarea noastră, de 907 și ceva miliarde de lei. O groază de bani, estimează guvernul, bani care vor fi împărțiți pentru cheltuieli, pentru investiții, pentru asistența socială, pentru că să nu uităm, avem și un buget al asigurărilor sociale. În orice caz, avem promisiuni că la anul investițiile vor fi mai mari ca anul acesta. E și greu de crezut că vor fi mai mici pentru că anul acesta au cam stagnat, da? Și de câțiva ani încoace știți că tot ce se taie, se taie la buget. Vestea bună e că se dă ceva în plus, Ministerului Agriculturii vreo 23 de miliarde de lei, după cum am aflat din ședința de guvern de astăzi, iar Ministerul Agriculturii e unul văzut cu ochi bun de premierul Mihai Tudose. Acesta a declarat, de altfel, acest lucru chiar în ședința de astăzi. Haideți să-l ascultăm. Scurt, dar să-l ascultăm. La agricultură, domnul Daia... Am alocat în plus bugetului 23,6%, fiind agricultura unul dintre principalele mutare de creștere în anul acesta și încă o dată vă mulțumesc pentru, pentru eforturi. 28,4 miliarde de lei vor fi fonduri, ținta de fonduri europene atrase pentru 2018. Așa o țintă realistă, eu cred că o să o depășim la anul dat, fiind faptul că ajung la maturitate tot ceea ce s-a lucrat anul acesta, proiectele pe care le-am implementat. Așadar, bani suficienți pentru o agricultură de la anul, mai ales că aduc și fermierii ceva, e plus valoare pe care trebuie să contăm. Vor fi mai mulți bani și pentru lucrările pe care le faceți. Tot în ședința de astăzi de guvern s-a aprobat suplimentarea sumei care se decontează la motorină, dar s-au dat în plus 117 milioane de lei. Mulți bani, nu-i așa? În total sunt 553 de milioane de lei, diferență pe care dumneavoastră o veți primi uh, pentru ce ați cheltuit cu motorina. Banii sunt însă pentru anul acesta, da? Să ne bucurăm că sunt pentru anul acesta. O parte s-au dat deja, o parte urmează să-i primiți în zilele următoare sau la începutul lui ianuarie, dar important e să-i să primiți. Și nu uitați că trebuie să mergeți la APIA cu o estimare pentru anul viitor, să... Să cereți aproximativ, nu știu, câte tone veți folosi la anul, să faceți un calcul și apia vă va spune că aveți dreptul și la anul să, să reduceți din banii pe care i-ați cheltuit. Aș rămâne foarte puțin pe ședința de buget de astăzi, aș vrea să discutăm despre câteva lucruri. Știm care sunt veniturile bugetare și cheltuielile, nu o să vă plictisesc cu cifre pentru că o să le aflați dacă vă interesați și dumneavoastră. Oricum, abia de acum urmează dezbaterea în Parlament pentru că bugetul nu poate trece fără aprobarea Parlamentului și apoi să meargă la promulgare și publicare în monitorul oficial. Deci o să găsiți noastră toate cifrele. Dar avem vouchere de vacanță pentru toți salariații din sistemul public. Vreau să cred că sunt aici și funcționarii din primării, primăriile nemai având multe dintre ele bani și măcar de salarii, de până în luna noiembrie. Dincolo de voucherele acestea, va crește salariul minim net pe întreaga economie și la public și la privat cu 9%, da, e o estimare a Guvernului. Așa că, atenție la aceste cifre, da, ce estimează Guvernul dumneavoastră trebuie să transpuneți în practică. De la 1 iulie cresc pensiile cu 10%, de la 1 iulie anul viitor, și e bine, va crește și pensia minimă, aceasta cu 23%, în așa fel încât un pensionar din România care are pensia minimă în plată, va putea probabil să-și cumpere ceva de mâncare toată lumea și să-i rămână eventual bani și de o pastilă, două. Iar pentru persoanele cu dizabilități, să nu uităm că sunt și oameni nefericiți, indemnizația crește de la 1 ianuarie cu 30%. Cam atât despre bugetul pe anul viitor. O să-l mai dezbatem pe măsură ce apar elemente despre agricultură. Știm că sunt câteva programe guvernamentale cu zeci de milioane de lei care sunt cuprinse în buget la agricultură. Să vedem când vor fi alocați banii și imediat ce banii vin, dumneavoastră o să aflați de la AgroTV pentru ce scheme guvernamentale puteți să optați. Nu uitați că sunt foarte multe. Continuă schema pentru sprijinul celor care cultivă tomate în spații protejate. Leul pentru kilogramul de lână colectată. Vin bani pentru cei care îmbunătățesc genetic rasele de animale, pentru liceile agricole. Deci, cred că, de fapt, în cele 33 de programe guvernamentale n-a rămas vreun sector neacoperit. Acum, să vină banii, să i dea ministerul de finanțe și lucrurile vor fi bine. O să aflăm cum a fost anul vineri, da, o să vă prezentăm, sigur va fi și Agro TV acolo și o să aflați și dumneavoastră pentru că vineri la miezul zilei ministrul Petre Daia face bilanțul unui an de agricultură. La minister vor fi prezență ministrul și șefii agențiilor din subordinea ministerului. Deci ne așteptăm la toți. APIA, AFIR, ANSVSA, toți cei care lucrează cu Ministerul, Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară, toate, zootehnia, deci vor fi acolo, vom afla de la ei ce a mers bine anul acesta, câți bani au fost investiți. O să auzim din nou probabil acele cifre festiviste și pe bună dreptate, cea mai mare producție de porumb din istoria României, nu știu câte milioane de tone, E foarte bine. Dacă tot am vorbit de bilanț de sfârșit de an, e adevărat, sfârșitul de an se apropie cu o oarecare strângere de suflet. Așa te strânge de suflet când te gândești că vine 1 ianuarie și nu știi ce se întâmplă cu salariul. Deocamdată nu e clar nici care vor fi toate regulile fiscale după care dumneavoastră va trebui să jucați în 2018, dar deocamdată probabil că ați început negocierile cu angajații pentru a le majora salariile. Știți că există o ordonanță guvernamentală care vă obligă ca până în 20 decembrie să începeți aceste negocieri. Ordonanța nu vă obligă să le și duceți la capăt sau să încheiați vreun acord cu salariații, ci spune doar așa că dumneavoastră trebuie să încheiați un reprezentant al salariaților și să discutați cu ei despre cum nu o să le scadă salariile de la 1 ianuarie anul viitor. Dacă tot vorbeam de salarii, știți că a fost o turbulență în piață. Cei de la API au și protestat în fața sediilor judecățene, au venit la Ministerul Agriculturii, apoi au făcut și meeting în Piața Victoriei pentru că celor din teritoriul li se reduc veniturile. Ei bine, astăzi ministrul Petre Daia a avut un gând bun pentru toți, să nu uităm că e Sfântul Nicolae, da? Unii spun că e adevărat un Moș Crăciun, da, e Sfântul Nicolae și Petre Daia a trimis să un mesaj intern pe mail tuturor angajaților, felicitându-i pentru munca depusă, urându-le uh, toate cele bune și asta e. Acum rămâne să vedem cum se rezolvă la Apia, pentru că funcționarii așteaptă în continuare o videoconferință. Li se promisese, dacă vă amintiți, săptămâna trecută am și dat un material cu liderul de sindicat de la Apia, Octavian Mateescu. Care spunea, după protest am fost, am discutat cu oficial din uh, guvern, ni s-a spus că se va da o ordonanță de urgență care să ne crească salariile în așa fel încât să nu pierdem de la începutul anului viitor. Uh, oamenii așteaptă în continuare pentru că astăzi a fost ședință de guvern iar ordonanța respectivă nu a fost pe ordinea de zi. Cred că ori a fost o scăpare, ori nu s-a găsit forma legală la fel cum nu vă privește, dar mai rămâne în așteptare și problema salariilor din domeniul IT. A promis guvernul că o rezolvă să nu le scadă, că dă o ordonanță. Acum am aflat mai nou că nu ar exista posibilitatea să se reglementeze, așa că oamenii din domeniu vor avea salariile scăzute. Au suficiente vești mai puțin bune. E o problemă în continuare la APIA cu softul, da? acel program informatic prin care vă sunt plătite subvențiile la care aveți dreptul. Știți că din 30 iunie a încetat contractul cu firma care l-a pus la punct și care l-a operat în ultimii mulți ani, program prin care dumneavoastră v-au fost plătite 20 de miliarde de euro, în cea mai mare parte bani de la Uniunea Europeană, da, sunt și de la bugetul național, să nu uităm. Cei de la firma care au avut contract până în 30 iunie au mai trimis oameni de-a lungul timpului, acum au spus gata, nu o mai facem pentru că nu ne convine și nici măcar nu suntem primiți la licitația pentru viitorul câștigător al programului, dar al celui care trebuie să întrețină programul, să-l actualizeze uneori săptămânal sau de câteva ori pe săptămână în funcție de cerințele Uniunii Europene. Așa că APIA a lansat o nouă licitație pentru selectarea unui evaluator pentru ofertele depuse de mentenanță, extindere și dezvoltarea sistemului informatic al instituției. Deci e nevoie acum de o licitație în care să se găsească o firmă sau o persoană care să cântărească ofertele depuse și să spună care sunt mai bune. Probabil că toată această mișcare a fost făcută din dorința de imparțialitate și pentru a evita ulterior acuzații, contestații, acțiuni în instanță și toate altele. Partea mai puțin frumoasă e că toate acestea se petrec în timp ce se plătesc subvențiile regulare de acum, da? pentru că a trecut 4 decembrie, dată la care au început plățile pentru aceste subvenții. Sunt câteva care rămân pe anul viitor. Important e să nu se întâmple vreo bela cu sistemul informatic, să cadă vreun server sau să se joace cineva cu vreun virus și atunci ar putea apărea probleme. Bine, probabil cei de la APIA au și soluții de avarie, dar să ne rugăm cu toții să nu se întâmple nimic cu sistemul informatic prin care dumneavoastră vă luați banii. Acum știm că nu toți fermierii din cei aproape 900 de mii câți vor fi, da? și deci au primit banii vreo 800 de mii au banii în contul. Restul fie mai sunt în eșantioanele de control, fie n-au îndeplinit normele de a se încadra în plata subvențiilor, fie unii așteaptă ajutoarele naționale tranzitorii în vegetal și în zootehnie. Și acestea, după cum ați aflat de ieri, tot de la noi, vor fi plătite abia de la anul, după cum spune chiar ministrul Petre Daia. Deja 6 și 11 minute și mai avem materiale. În emisiunea de ieri deschidăm de fapt emisiunea cu un anunț privind o directivă europeană care ar fi obligat România până în 2018 să aibă apă curentă și canalizare în toate satele. S-au făcut destule lucruri de-a lungul timpului, 2018 nu e mâine, e poi mâine, dar nu mai e mult până acolo. Și autoritățile și-au dat seama că au niște probleme, așa că astăzi vicepremierul Paul Stănescu a anunțat că e în derulare Programul Național de Dezvoltare Locală 2, da, el a fost la Timiș pe niște proiecte de câteva milioane de euro să vorbească și a spus ne gândim să lansăm un PNDL 3, acela care să ducă apă curentă și canalizare în toate satele din România. Ce vă spuneam eu ieri, spune astăzi și vicepremierul, numai că eu spuneam că e o obligație din partea Uniunii Europene, iar România abia se gândește să o pună în practică. În PNL de, PNL de Le, da, Programul Național de Dezvoltare Locală 2, cel care se desfășoară în prezent, au fost depuse 13.000 de cereri, au fost aprobate 6.900, pentru 6.900 s-au găsit bani. Valoarea este de 30 de miliarde de lei. Problema e că primarii trebuie să gândească foarte bine, să cântărească posibilitățile, pentru că de obicei la un astfel de proiect știți că vine și o parte de cofinanțare din partea autorităților locale. Iar autoritățile locale nu prea mai au bani de, de, de cofinanțare sau uneori fac proiecte de dragul de a le face. Și când ajung la evaluare la Ministerul Dezvoltării Locale, te trezești că acel proiect nu face nici măcar 5 puncte față de. 50 cât trebuia, da? Pentru că a fost făcut doar de dragul de a fi făcut. Așa că e un îndemn, un sfat, de fapt. Nu sunt în niciun caz mai deștept decât primarii. Nu sunt consultant în fonduri europene. Dar primarii, mai ales cei care nu au foarte multă experiență în administrația publică, pot să ceară sfatul, da? Să găsească pe cineva care știe pe cineva care are o firmă de consultanță sau să meargă la AFIR, da? și să întrebe, domnule, noi ce facem? Să meargă la Ministerul Dezvoltării. Vrem să facem canal pe ulița Victoriei, din satul nostru. Cum facem proiectul? Cum îl punem în practică? Cum avem grijă să evităm greșelile? Să nu te trezești, cum am văzut în județul Galați, două rețele de canalizare făcute pe aceeași parte a unei străzi, da? Deci nu trebuie făcut acest lucru. Foarte pe scurt, dincolo de, de nemulțumiri și neîmpliniri, avem și exemple de succes, da? O poveste de succes de la Iași, de la corespondenta noastră, Raluca Daria Diaconiu. Un tânăr care se ocupă de agricultură, dar are un stil propriu de a scoate bani. Haideți să vedem despre ce e vorba. La doar 23 de ani are o mică afacere de familie, iar studiile la agronomie i-au prins tare bine. Este un exemplu că o facultate cu profil agricol e de folos și viitorul poate fi pozitiv. Am început această afacere în localitatea Borșa, județul Cluj, în toamna lui 2015, prin înființarea unui hectar jumătate de zmeuri. Ulterior ne-am extins și în momentul acesta avem 3 hectare, pe care avem zmeuri, ardeiute și facem produse procesate din fructele din plantația noastră. Cam ce produse aduceți la târguri? Cam ce ați adus la Iași? Am adus sirop de soc, dulceață de măceșe, acestea sunt din flora spontană, sirop de zmeură, dulceață de zmeură, dulceață de ardei iute, dulceață de gutui, gutui cu nuci și... De ce aceste produse, de ace, aceste combinații care nu sunt întâlnite prea des? Pentru că încercăm să aducem oarecum luxul mai aproape de consumator. Și calitatea, în primul rând. Deci, motorul nostru este calitate mai presus de cantitate. Vârsta nu reprezintă un obstacol pentru tânărul de 23 de ani care spune că e mulțumit de alegerea făcută. În România există încă problema aceasta cu uh, economia, care sperăm să se rezolve, însă există o anumită categorie de oameni. Care sunt probabil în jurul medie sau peste medie, care își permit să ducă o viață mai sănătoasă și să consume produse calitative. Piața e plină de produse locale din diferite județe, iar consumatorii au posibilitatea să aleagă după gust și după buget. Așadar, exemple de succes sunt, sper să vă mai oferim unul tot în emisiunea de astăzi, în funcție de cât timp avem. Uh, o veste pentru cei care doresc să practice cât mai multă agricultură ecologică. Ieri, sau alaltă ieri, dar parcă ieri vă spuneam de mierea produsă în sistem Eco în România. E deocamdată puțină această parte dintre apicultori care se ocupă de, de apicultura Eco, Bio sau Naturală, cum vreți dumneavoastră. Dar acum există și mai mult de atât, există o coaliție pentru salvarea albinelor. Și știți lupta care se dă între apicultori și mari fermieri în privința folosirii neonicotinoidelor. Sunt acele substanțe cu care se tratează, evident, semințele, astfel încât primăvara, când le pui în pământ, să ai și rezultate uh, garantate. Uh, se plângă apicultorii că le, mol, le mor albinele pe capete din cauza substanțelor chimice din agricultură, numai că eu cred că ar trebui, fără a renunța la această teorie a apicultorilor, pe care nu o combatem, evident, dar ar trebui să meargă dincolo de, de această acuzație și să mai caute și alte cauze, pentru că, E un război care nu și are rostul. E clar că există o tendință la nivelul Uniunii Europene de a renunța încet, încet la produse chimice, da? considerate toxice, periculoase, remanente, dăunătoare, producătoare de boli grave, și există o listă la Uniunea Europeană cu vreo 75 de substanțe care sunt pe ducă. Așa cum a fost discuția și cu glifosatul, așa cum e discuția cu neonicotinoidele. Dar spuneam, e un război inutil pentru că încet, încet și industria chimică și-a perfecționat substanțele. Uh, producătorii adevărat au dreptul să-și facă conversia spre eco, dar nu are rost acest război. Pentru că, deocamdată, nu se poate renunța la agricultura în sistem intensiv cu folosirea substanțelor chimice, pentru că N-am mai avea ce să mâncăm și oricâtă miere ar produce în sistem ECO, deci nu sunt împotriva acestui sistem, să fie clar, nu ne-ar ajunge la toți da? și ai nevoie și de pâine pe care să pui mierea. Undeva trebuie să existe o înțelegere, să se facă conversia, să existe norme mai clare de protecție, dozaje mai stricte, pentru că una din problemele pe care o recunosc toți în România nu vine de la substanțele folosite, ci de la nerespectarea dozajelor pe care le recomandă producătorul substanțe respective. Dar știți și dumneavoastră că dacă el spune să pui o căldare de nu știu ce la hectar, românul mai pune de la el acolo o cană, două, ca să fie sigur de rezultate. Deși rezultatele sunt garantate la nivelul la care scrie pe eticheta respectivă. Deci de aici apar problemele. Și alte probleme, da, mor animale, mor albine, din cauza că de multe ori ambalajele de la pesticide, insecticide, ce vreți dumneavoastră, sunt aruncate alandala, la capul câmpului, da? în capul culturilor sau în grob de gunoi, unde nu există nicio normă de protecție, da? nicio normă de păstrare, nici măcar nu ar trebui îngropate, că sunt mai periculoase. Acolo apar problemele. Dacă albile zboară pe deasupra, ele nu știu că e groapa ta de gunoi acolo și se îmbolnăvesc și morci. După aia vin apicultorii și se plâng și au perfectă dreptate. Deci spun că 80 de organizații non-guvernamentale din Uniunea Europeană vor să ceară acum uh, Comisiei Europene interzicerea totală a neonicotinoidelor. Ele s-au reunit, cum vă spuneam, în Coaliția pentru Salvarea Albinelor. E o listă foarte mare, nu o să vă citesc, vă dați seama, 80 de uh, organizații non-guvernamentale n-ar mai trebui o emisiune. Bun, ne întoarcem la exemple de bună practică și de succes, poate, în agricultură, cum să faci și altfel de afaceri. Rămânem ușor pe partea eco, da? ce poate fi mai eco decât un copac. La liceul agricol din Ciorogârla, ginkgo biloba, parcă așa am înțeles eu din materialul următor, e un exemplu bun pentru că e un arbore din care se fac medicamente și acesta se vând scump. Acum 10 ani am început să cultiv acest miraculos pom, ginkgo biloba. El este folosit de chinezi de 5.000 de ani, de europeni de câteva sute de ani, s-a constatat științific că este o plantă miraculoasă. În 1991, savantul Corei a luat premiul Nobel că a descoperit că este foarte bună pentru azm, pentru șocul anafilactic și este bună și pentru transplantul de organe. Cum s-au descurcat astăzi elevii care au fost în jurul dumneavoastră? Foarte bine. Mi-au plăcut de ei Se vede că vor fi viitorii agroturiști. Adică nu sunt din aia numai cu nasul în calculator Văd că au pus mâna pe casman Înseamnă că fac practică aici la liceul din Ciorogârla Este greu să plantezi un pom în ziua de azi? Nu no. Ai mai plantat până acum? Da Foarte mulți da. Astăzi cum a fost? Greu, ușor? Ușor, că a fost pământul moale Și să vedem cum o să iasă pomul Să vedem ce zice domnul profesor o să iasă din el? Să le încercăm după, frunzele. Pentru ce pentru? Știi ce pom este? Uh, ginkgo biloba. Suntem în perioada rece, în care încă putem să, să plantăm și să întreținerea micii livade din cadrul liceului, unde în primăvară au fost plantați 400 de pomi fructiferi cu ajutorul claselor din cadrul liceului nostru, în special clasele de agricol, unde avem profil agroturism și unde se predau discipline specifice profilului. Așadar, se poate și așa. Nu încercați cu paulonia, da? De toată lumea era extaziată acum câțiva ani de acel arboră de succes care crește precum făt frumos într-un an cât alții în șapte. Ei bine, eu personal cunosc pe cineva care a renunțat la niște culturi, a pus câteva hectare de paulonia și după patru ani de zile, când a venit vremea să-i recolteze, deși a îngrijit ca la carte și a cheltuit o groază de bani, n-a avut decât trei copaci, da? De pe vreo 4-5 hectare, mai păi nu prea e afacere. Așa că mai gândiți-vă dacă puneți Paulonia sau nu, ginko biloba, ginko biloba, sigur merită. Dacă tot am vorbit de copaci, v-am spus că la București a avut loc o conferință a celor care se ocupă de păduri. Ieri vă anunțam, astăzi a avut loc dezbaterea. Singura constatare e așa, că în România prețul lemnilor de foc a crescut în ultimii șase ani de 2,5 ori. Da? Asta știți mai bine, care în fiecare iarnă vă faceți niște planuri, vă treziți în ianuarie că vă mai trebuie o căruță de lemne, iar cei care vin de la munte coboară în satele dinspre Dunăre cu lemne, o să vă ceară mult mai mult. Problema se va rezolva la anul, promite Rom Silva. Să vedem dacă se va întâmpla. Dacă nu se rezolvă, gândiți-vă și dumneavoastră la ce aveți de făcut. Să strângeți din vară. Dacă nu, sunt unii care aleg să plece și cu asta încheiem emisiunea. Peste 1500 de locuri de muncă în agricultura europeană în această perioadă. Puteți să mergeți la agențiile de forță de muncă, dacă vă interesează, să aflați mai multe amănunte. Cele mai multe posturi sunt în Spania, majoritatea pentru muncitori necalificați la colesul căpșunilor, 800 de locuri. Da? 330 de locuri de muncă sunt disponibile în Portugalia, 300 sunt pentru colegători de zmeură, iar pentru 30 probabil îți trebuie doctoratul, e culegător de zmeură, mure și afine. Mai sunt locuri de muncă și în Germania, șofer de camion, mergeți la agențiile locale și vă interesați. Și o veste, mă rog, că toți suntem într-o perioadă mai tristă, spun unii, pentru România. Săptămâna viitoare, 14, 15 și 16 decembrie, va fi doliu național. Așa că și emisiunile tuturor televiziunilor și radiourilor vor fi adoptate acestui program, doliu național. Bun, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Ce a fost astăzi? Miercuri, da? Ne mai vedem și mâine. O seară bună tuturor!